În Europa și în România, cel mai disponibil, să zicem așa, din punct de vedere al numărului de animale și al obiceiurilor, tradițiilor și așa mai departe, este laptele de vacă. Laptele de vacă, apropo de căsuță, este un aliment care ar construi o căsuță rezistentă, dar nu pentru om, ci pentru văcuță. Văcuța, comparativ cu omul, crește în dimensiuni foarte rapid. Ea trebuie să meargă repede să caute iarbă, să o mănânce. Deci dimensiunile sunt foarte mari într-o perioadă scurtă, dar creierul nu se dezvoltă atât de mult cum se dezvoltă la copil. Copilul crește mai încet pentru că el trebuie să fie luat în brațe, el trebuie să fie învățat și dacă ar avea dimensiuni foarte mari, atunci ar fi mai greu. Dar în schimb, creierul se dezvoltă foarte mult în această perioadă și atunci, evident, necesitățile unei făcuțe față de necesarul unui om, de exemplu, pentru a crește, sunt complet diferite. Și atunci laptele de vacă în alimentația unui copil are niște dezavantaje din punct de vedere nutrițional. În primul rând, are foarte multe proteine laptele de vacă, pentru că proteinele sunt principalele cărămizi, ele construiesc cel mai mult și, cum spuneam, văcuța trebuie să crească foarte repede, deci proteinele trebuie să fie foarte multe. Din păcate, pentru om, comparativ cu laptele de mamă, cantitatea de proteine din laptele de vacă este mult prea mare și există dovezi în prezent că această cantitate mare de proteine, mai ales la vârsta de 1-2 ani, din alimentație, și o sursă foarte importantă este și laptele, comparativ cu un copil alăptat, predispune la obezitate. Cantitatea foarte mare de grăsimi saturate. Grăsimile saturate sunt grăsimile rele, care de asemenea modifică metabolismul și predispun la boli de metabolism, colesterol mare, hipertensiune, diabet și așa mai departe. Grăsimile nesaturate, deci grăsimile bune, gen omega 3, omega 6, ca așa le știe toată lumea, sunt în cantitate foarte mică în laptele de vacă. Grăsimile acestea omega 3, omega 6 pentru copil sunt extrem de importante pentru că sunt un constituent principal al creierului și al ochiului. Deci cu cât avem mai mult în alimentație, cu atât practic oferim creierului o șansă să se dezvolte mai mult. De asemenea, laptele de vacă are un conținut foarte mare de săruri, de sodiu, de clor, de fosfor, care cumva la momentul la care îl administrăm încarcă rinichiul foarte mult, dar în timp practic predispune la hipertensiune. Deci posibil un copil care are foarte multe săruri la vârstă mică să fie un viitor hipertensiv la vârsta de adult. Conține foarte puțin fier comparativ cu laptele de mamă, de exemplu. Poate nu neapărat cantitativ, dar apropo de absorpție. Deci absorpția fierului din laptele de vacă este foarte mică în comparație cu laptele de mamă. Și laptele de vacă este una din, să zicem, sursele de deficit de fier, de anemie la copil. Din păcate, fierul este extrem de important pentru creier. Anemia la vârstă foarte mică se însoțește de niște puncte importante la IQ mai mici la vârsta de copil și adult, dar este foarte important și în imunitate. Deci un copil cu un deficit de fier va avea o rezistență mai scăzută la infecții pe termen scurt, dar pe termen lung îl poate predispune la afecțiuni inflamatorii, gen boli autoimune și boli alergice, de exemplu. La fel, deficitul de acizi grași nesaturați, acei omega 3, omega 6, sunt foarte importanți în imunitate și la fel se pare că un deficit la vârstă mică îl poate duce pe copil către un viitor alergic sau către un viitor adult cu boli autoimune și chiar și cancere. Deci cancerul este tot o afecțiune inflamatorie care poate avea originile la vârsta aceasta foarte mică. O soluție sunt alimentele fortificate, să zicem, sau alimentele de uz frecvent, alimentele pe care le mănâncă un copil în general și care pot fi îmbogățite cu aceste micronutriente sau macronutriente care sunt
anormale și predispun la aceste deficite. Una dintre soluțiile pentru a preveni aceste deficiențe este lapte de vacă modificat în așa fel încât să se apropie cumva mai degrabă de compoziția laptelui de mamă și automat, practic, să prevină aceste deficiențe. Va avea, în funcție, bineînțeles, de vârsta pentru care este, să zic așa, programat, mai puține proteine, va avea mai puține săruri, va avea mai multe grăsimi saturate, omega-3, omega-6 și în prezent există și chiar la un nivel mai înalt suplimentarea cu acizi grași extrem de importanți, chiar acid arahitoic și docosahexaenoic. Va avea mai puține săruri și va avea mai mult fier și vitamina D, de exemplu. Deci, practic, printr-o formulă am putea să corectăm aceste deficite în cazul unui copil care nu le primește din alte surse alimentare. Și asta se întâmplă frecvent pentru că, la vârsta de 1-2 ani, copilul trece de la alimentația predominant lactată la către o alimentație de adult cu 3 mese și 2 gustări. El devine independent și vrea să mănânce singur, deci e foarte greu să mănânce cantitățile necesare dacă mănâncă singur. Devine foarte mofturos, are preferințe și de foarte multe ori ne e greu să-i dăm tot ce trebuie și de multe ori prezintă neofobie, adică frica practic de alimente noi, nu încearcă alimente noi. Deci lucrurile sunt extrem de complicate, e o, să zicem așa, o mare artă pentru părinți și aici intervenim și noi, trebuie să-i ajutăm foarte tare. E o mare artă, să zicem, ca un copil, de mai ales de 1-2 ani, să primească tot necesarul, astfel încât acea căsuță să fie construită la parametrii maxim optimi care practic au existat pe acel proiect, pe acea schiță.